Salut, dragilor, și bine ați revenit la un nou clip cu produse terminate și avem, har Domnului, foarte multe, pentru că, ce să vezi, nu am avut timp să filmez. Ei bine, să nu ne întindem foarte mult la vorbărie, o să trecem la treabă. Ideea este că aici am produse adunate de vreo 3 luni, 4 încoace, pentru că restul le-am aruncat. Am enervat că nu am avut timp pentru a filma acest clip, așa că am păstrat câteva și foarte multe le-am aruncat. Dar totuși avem o grămadă, așa că hai să trecem la treabă. Ei bine, să știți că nu sunt organizate pe categorii și nu o să stau să le organizez, pentru că astfel nu o să găsesc timp niciodată să filmez acest clip. Și m-am săturat să stau cu sacoșa asta plină cu gunoaie în casă. Așa că o să le iau aleatoriu și o să vă povestesc câteva lucruri despre fiecare. Bun, o să încep așa. Pare că am nimerit un produs pentru păr. Este vorba despre acest șampon de la L'Oréal Elsev Paris. Formula asta Full Resist cu capac roz, varianta de 400 de ml. Știți că v-am povestit despre el, că într-o vreme l-am folosit foarte mult și eram foarte îndrăgostită de el și mi-am adus eu aminte de el după ce am testat o grămadă de șampoane și nu știu ce se întâmplă cu părul meu în ultimul timp, că nu mai fac față cu el, cu nici un șampon. Dacă aveți recomandări de un șampon pentru păr gras, care acum îl speli azi și mâine deja este lipit de cap, vă rog să-mi lăsați acolo în comentarii. Bun. Mi-a plăcut, pentru că v-am zis, este șamponul meu preferat din vechiile timpuri, dar nu mai își face treaba la fel cum și-o făcea cândva. Bun. Aici am testat ceva șampon de la Bioblast. Nu știu, nu mi-a plăcut ăsta deloc. Este din ceva plante, miroase și foarte urât. Nu știu ce miros are, dar miroase groaznic. Și l-am folosit pentru creșterea părului, cică, și pentru a nu cădea. Dar nu-și merită bani. Bun, hai că văd că găsesc șampoanele la îndemână. Bun, tot de la L'Oréal am folosit acesta. De la L'Oréal Paris Elsev, Total Repair 5 Extreme, șampon intens reparator. Mai ăsta a fost destul de bun și ăsta a fost dat în varianta de 400 de ml. Deci de la asta chiar am văzut o îmbunătățire la părul meu. Oricum, astea de la L'Oréal sunt bune, numai că în momentul în care ai probleme cu părul și numai nu te... Nu vine cuvântul. În fine. Bun, mai departe am folosit acest balsam de la Pantene Prove Repair și Protect. Este un balsam foarte bun, dar știți că eu de obicei cam ăsta îl folosesc și tot timpul mă întorc la el. Mai departe, hai să scăpăm de porcările astea de deodorante, pentru că sunt 1000. Am folosit acest antiperspirant de la Nivea, Black și White. Black and White Invisible Clear. Varianta de 200 de ml. A fost bun, dar nu m-a încântat foarte mult. Știți că preferatele mele sunt cele de la DAF cu pară, dar în momentul în care nu le găsesc, mai diversific și mai cumpăr și alte sortimente și plus de asta nici nu vreau să mă plictisesc de el așa de repede, așa că mai schimb. Bun. Mai am încă unul de la Nivea, tot în varianta de 250 ml. Tot așa, Black and White Invisible Silky Smooth. Ăsta e foarte bun după ce te ras cu lama. Și nu m-a iritat și nu m-a usturat în momentul în care, chiar dacă azi m-am epilat, să zic, și peste 10 minute mi-am dat cu antiperspirant. N-am avut nicio treabă. Știți că de obicei ustură din cauza alcoolului, dar eu n-am avut treaba asta. Ăsta chiar mi-a plăcut, să știți.
Bun, de la DAF am banalul deodorant antiperspirant original, varianta de 150 ml, și-a făcut treaba foarte bine și oricum eu sunt mulțumită de cele de la DAF, deci n-am ce să le zic, n-am ce reproșuri să dau. Așa, și vă ziceam de obsesia mea, gel cu pară, nu știu dacă mai am pe aici, dar tot ce e posibil să mai și găsesc, am trei. Trei astfel de antiperspirante. V-am zis că îmi plac din mor și sunt drăgostită de el, numai că din când în când încerc să mai schimb un picuț treaba, pentru că mă plictisesc astfel. N-are rost să intru în discuții, să vă zic că sunt sublime, că sunt mortale, că sunt nemaipomenite, pentru că deja știți asta, pentru că apar aproape în fiecare clip de-al meu de Empties. Sunt minunate. Dacă nu l-ați încercat, dați fuguța și îl cumpărați, pentru că este sublim. Bun. Din DM mai am un parfum deodorant din ăsta care zice că are zero alcool. Ăsta imită foarte mult pe La Viebel. Este bun, dar problema este că nu poți să-l folosești de sine stătător. Trebuie să pui un alt antiperspirant, pentru că dacă vrei să-ți mențină treaba ca lumea toată ziua, nu o să funcționeze, pentru că nu e chiar așa de puternic neavând alcool. Bun, mai departe. Încă unul de la DAF cu mineral touch. Engleza mea e varză, știu, dar nu mi-a plăcut niciodată și nici nu o să mă străduiesc veci să învăț. Și ăsta e cu zero alcool. Ăsta protejat a fost bun, mirosul mi-a plăcut. Toate bune cu el. Mai am încă unul de la Fa Invisible Fresh. Păi ăsta, având în vedere prețul pe care l-a avut, am dat 7 lei pe el. 7 lei. Și este în cantitatea de 150 ml. Deci ăsta, fraților, chiar e bun. Și-a făcut treaba și să mă protejeze, dar și să-mi dea un miros plăcut. Pare că, se vede că a fost vara, am folosit foarte multe astfel de deodorante. Bineînțeles, v-am zis că mai am unul. Și, de fapt, de data asta e în cantitate foarte mare, că e în cantitatea de 250 ml, ăla mare. Deci am folosit 3 mici și unul din asta mare. Și cine știe câte, doamne iartă, m-am aruncat. Am zis că e bun. Încă unul din acesta original. Nu vă mai zic despre el, pentru că tocmai ce v-am spus. Ce scuze dacă foșnesc. Așa, am terminat o apă din asta micelară, skin, nu știu ce, pentru, nu știu pentru ce. E varianta normală, nu pentru ten sensibil. Eu, în ultima vreme, de când îmi pun extensii de gene, nu mai folosesc apă bifazică, apă micelară bifazică, pentru că conține ulei și îmi poate da genuțele jos mult mai repede decât ar fi cazul. Așa că le folosesc cel mai des pe astea de la Nivea. Acum am baie una de la, tot de la Nivea, dar varianta aceea cu ten sensibil. Pentru ten sensibil. Așa. Mai am pentru păr un șampon din ăsta Gliss Hair Repair. Nu știu ce să vă zic de șamponul ăsta. Șamponul ăsta l-a cumpărat soțul meu. Și el se spăla cu el pe cap. Dar în momentul în care mi s-a terminat mie șamponul, m-a spălat și eu de vreo 4-5 ori cu el. Până mi-am cumpărat alt șampon. Dar mie nu mi-a plăcut. Mi se părea că îmi lasă așa o peliculă foarte grasă pe păr și
pe lângă asta, la vârfuri, mi era foarte, foarte frizat și nu mi-a plăcut. Dar oricum nu a fost cumpărat de mine și așa că nu e o problemă. Tot pentru păr, avem o mască din asta tratament de la Avon. Cantitatea de 150 de ml. E bine, masca asta chiar a fost foarte bună, îmi lăsa părul atât de moale și atât de delicat după ce o foloseam, încât trebuie să o recumpăr din nou. Bun, pentru păr. Am folosit la un moment dat Loncolor Ultra în nuanța 1, adică negru, și am dat 11 lei pe ea. Și în combinație cu aceasta de la Schwarzkopf, Live Albastru, pentru că am vrut să-mi iasă un negru albăstrui. Mie așa îmi place să mă vopsesc negru albăstrui și chiar a ieșit ceva. Și asta cu albastru este nuanța Electric Blue 095. Dacă vă interesează, le găsiți cu ușurință. Tot pentru păr am de un Catralion de ani acest gliss de la Schwarzkopf. Zice că face miracole pentru firele de păr. Eu n-am văzut niciun miracol, dar mai împotolea părul și mai ăștia l-a descălcit. Atât. Și a fost în varianta de 200 de ml, deci nu știu, nu îl folosesc eu cum trebuie. Am mai avut unul și nici de ăla n-a fost foarte încântat. Acum probabil o să-mi cumpăr altul, să văd dacă e ceva de capul lor sau nu. Mai departe. Oh. Mai am un astfel de antiperspirant, tot de la Dove. Asta nu mai țin minte cum era. A, da. Mirosea foarte mult a cacao și a ciocolată și era delicios și îți venea să-l mănânci, dar efectiv nu știu de unde l-am cumpărat pentru că nu-l mai găsesc. Deci ăsta ar fi un alt preferat după ăsta. Și trebuie să-l găsesc. Și bine ar fi să-l găsesc în varianta asta. Mare. Dacă-l găsiți, să-l cumpărați. Stați să-l vin mai arăt o dată. Ăsta. E super bun, să știți. Doamne, tot scot din sacoșă și efectiv numai nu mi se termină. Bun. Am avut de o tonă de ani această spumă facială de la Cosmia. Nu știu de ce am cumpărat-o, dar mai mult mi-am spălat pensulele cu ea. Și bine că s-o termina, că deja m-am plictisit de ea. Să știți că nu-i bună să n-o cumpărați. Din Ocean-ul. Oh. Fondul meu preferat de la NYX s-a terminat. Este vorba despre NYX Can't Stop, Won't Stop. Engleza mea varză. Cam asta. Uitați că nu focalizează. Și nuanța mea a fost Soft Beige. Asta am avut-o. Este destul de închisă, dar pe perioada verii a fost mai mult decât bună. Dacă vreți să-l încercați, merită. Eu am un ten gras, foarte, foarte uleios. Deci becuiesc pe față de... Zici că e Crăciunul la mine în fiecare zi. Că e iarnă, că e vară, că orice îi, eu becuiesc pe față. Și doar acest fond de ten mă ajută. Și mai este și pudra. Tot de la NYX, dar nu știu exact cum se numește, cred că tot aceeași chestie, este Can't Stop, nu știu cum. Să o căutați. Am avut-o în varianta mini, mi s-a terminat și aia, trebuie să-mi o recomand, dar a fost foarte bună că m-a ajutat în problemele mele pentru ten. Tot la capitolul machiaj am terminat acest mascara pentru sprâncene. De la Essence a fost Make Me Brown. Eu tot ăsta îl folosesc de ceva timp și n-am probleme cu nimic. Deci chiar îmi ține pe sprâncene și toate bune. Și l-am avut în nuanța 02 Brownie Browns. Acesta este.
Bun. Mai departe, tot la capitolul machiaj. Cum nu am folosit de foarte mult timp un mascara, cam toate mi s-au dus pe apa sâmbetii. Mai am unul care mi-e bun, restul toate s-au uscat. Și unul este acesta de la Pharmacy. Star Look Black Shifu Lashes Mascara. E bine, acesta a fost un mascara super bun. Hai să vă arăt și pensula. Cam așa arată. Și îți alungea foarte fain genele. Dacă știți pe cineva care are catalog Pharmacy, să vi-l cumpărați, pentru că e super bun. Și mai au ei un fond de ten, dar l-am eu prin ceva clip cu produse terminate. Băi, ăla e mai bun decât Estée Lauder-ul. Deci, full face îți face ca lumea. Bun, un anti-cearcăn de la Maybelline. Lasting Radiance. Este un anticearcăn din ăla care se luminează fața, are ceva particule de scripici prin el, dar mie nu mi-a plăcut deloc. Mi s-a strâns prin toate firicelele și prin toate șanțulețele și ridurile fine pe care le am. Și nu mi-a plăcut deloc, e aproape plin, dar l-arunc pentru că e expirat. Nu vi-l cumpărați. Bine, dacă aveți un ten problematic așa meu, clar nu vi-l cumpărați. Un eyeliner drag mie din timpuri este acesta de la Revolution. Cam așa arată. Vârful super subțire, dar din păcate dacă ai exces de sebum o să ți se întindă peste tot. Dacă nu, e un mascara. Un eyeliner foarte bun. Tot la capitolul mascara, mai am unul de la Essence. Get Big Lashes Volume Boost. Cam așa a avut periuța. A fost un rimel super bun, cum sunt toate de la Essence. Pentru că au niște rimele superbe. Și chiar țin foarte ok. Bun. De la Oriflame, din gama The One, cum să țin să se focalizeze? Din gama The One am acest mascara pentru sprâncene. Așa are periuța. Și este nuanța de brown, foarte bun și ăsta, dar s-a terminat destul de repede, mai repede decât cel de la Essence. Și având în vedere că cel de la Essence este mult mai ieftin decât ăsta. Bine, cu puțin, nu cu mult, dar... No. Cu câțiva leuțe acolo. Contează. Bun, tot din varianta asta, The One, de la Oriflame, am un iluminator... un primer iluminator pentru față. L-am folosit foarte mult și pe ăsta, dar mai am cam jumate din el, dar l-arunc pentru că l-am de foarte mult timp și mi-e frică să-l mai folosesc, pentru că în ultima vreme tenul meu a fost foarte sensibil, mi-au apărut foarte multe coșuri, bubițe și inclusiv și aici pe gât mi-a ieșit ceva coș și nu știu din ce cauză și am zis că nu. Și da, dacă mă vedeți că stau cu bluza asta foarte groasă, e pentru că sunt răcită, probabil se aude și pe voce că sunt pic răgușită, dar asta e, ne descurcăm cu ce avem. Bun, un alt primer pentru minimizarea porilor a fost acesta tot de la Oriflame din gama The One. Era așa un pic gelatinos. Nu știu dacă se vede, dar nu m-a încântat foarte mult. Mi se părea că nu face nimic.
un eyeliner waterproof de la Essence, Super Last Eyeliner Waterproof. Ăsta a fost foarte fain, fetelor, doar că ce m-a deranjat pe mine a fost periuța asta. Nu e cu peri, e ceva burete, efectiv, și e foarte gros la vârf și niciodată nu puteai să-ți faci codița subțire. Și știți că nouă asta ne trebuie, să avem codița foarte subțire și drăguță. Să arătăm a feline. Bun. Am terminat și un parfum. Varianta de 100 de mililitri de la Avon. Little Black Dress, știți, cel din copilărie, din adolescență, dar nu mă pot sătura. Odată la ceva timp trebuie să-l recumpăr pentru că îmi place mult. Acum, sincer, m-am săturat de miros, dar peste vreo 2-3 luni o să mă apuc din nou de el, așa că este un miros foarte floral, dulce, așa, foarte, foarte, foarte tineresc. Îmi place maxim. Mai nu o să-l recumpăr pentru că m-am plictisit acum o vreme. Mai am acest parfum de la Common Evidence Yves Rocher, doar că am aruncat sticluța. Nu mă întrebați, nu știu pe unde am aruncat-o. Am aruncat-o și mi-a rămas asta. Da, este un parfum de la Yves Rocher, un parfum foarte bun și nu este apă de toaletă, este chiar apă de parfum și persistă super bine pe piele, pe haine, pe tot. Deci se merită să-l cumpărați dacă aveți ocazia. Iar aici am veșnicile mele absorbante de la Libres, știți că trebuie să le folosesc. De la Bella. Mai am aici de la Always. Mai am de la Siempre, două. Astea din Lidl. Le-am încercat și chiar sunt foarte ok. Asta e de la altceva. Și am folosit și două astfel de cotonete din alea foarte mari de la Lidl. De acolo mi le recumpăr tot timpul pentru că îmi plac. Și niște șervețele umede din... de unde s-a stea? Tot din Lidl. Bun. Cam astea au fost produsele mele. Sunt o grămadă. Și... plus de asta, după cum vă ziceam, am și aruncat foarte multe. Ei bine, acesta a fost clipul meu. Sper că v-a plăcut și sper că o să ne reîntâlnim din nou la un nou clip cu mai multă putere de muncă și mai multă putere de zâmbet și să fim mai sănătoși. Ei bine, eu v-am pupat. Până data viitoare, aveți grijă de voi!